salsicea con cipolla. După atâtea rugăminți pe care mi le-ați făcut, domnul Nelson, vrem să vă vedem cum mâncați. Ne este dor. Da, vă deranjez cu o salsicea. Compoziție, piadină originală. Vedeți urile astea ce zbot. Păpădii. Are păpădii din melodia lui Salam și cârnați cu ceapă. Să vezi, de-a marsuri. Ai mai mâncat și n-ai avut. Bine, eu nu mă zic. Și eu nu mă zic. Îl întoarcem din coace ca să nu vă deranjează la privire. După ce mi-ai băgat și cartofi? Da, și data trecută ți-am băgat cartofi. Tu ori faci o mâncare autentică, ori faci țărănești. Tu faci ca ăștia cu bagă toate ghețurile cartofi. Păi ți-am băgat data trecută și n-ai comentat. Ai scris foarte bine. Păi n-am comentat că nu am observat, n-am fost cu gândul acolo. Îmi pui ori salsicea cu cipolla e... Dacă n-am făcut cartofi, ce ai? Guarda, cu ce l-abbiamo anche patate. Stronzo. Nu l-ai visto când au fatto le patate? Io non ho pensato che mi le metti qui! Nu că ți le metto in capo, hai pensato. Tu adesso mi hai fatto ricordare da mia grande amore Oksana. Să vedo di ti fac să voi. M-ai detto stronzo. Questo si mangia così, lo prendi in mano e lo in bocca. Io lo mangio così. Io non posso. Să mai mănânc în fața voastră mâncare autentică, ardelenească, românească. Păsuie, sarmale, rișcaș, cotănu și din ele. Domnule, suntem în secolul 21, mai lăsați-o dracului cu toate prosteala aia. Mâncăm, mamă, ce tocană, wow, ca la mama acasă, ca la bunica. De unde e bunica, de unde e mama, că nu mai ai nici bunică. Înțelegi? Acum să mănâncă, domnule, sistematizat. European. Asta să mănânc acum. Nu că tai porci și mânci umeri și mânci maios și mânci toate alea, însă n-am treabă, mâncați. Și după aceea merg la doctor, domnul doctor, îs bolnav, domnul doctor, colesterolul, domnul doctor alea, înțelegi ce zic, domnul doctor, prostule, eu te-am pus să mănânci așa ceva. Uită-te prostul de la Nelson pe clipul și vezi ce mănâncă.
Chinezul îți arată viața. Cum e asta? Poți să mănânci cărnați? Uite, poți să mănânci cărnați, dar nu cărnați de porc. Cărnați de nutrie. Asta e cărnați de nutrie. Înțelegeți? Când mănânc, parțile se bat așa. Mă relaxez până mâncarea devine o pastă. Ca stomacul tău să nu aibă prea mult de lucru. Și atunci, când mergi la veciu să faci caca, faci un suros. Casă la Revelion. Da. Da. Și la Crăciun. Da, ia put. Românii se postează. Mamă, ce jumeri. Mam, cartaboș! Românii care vin din străinătate și care acolo au mâncat conserve și slănină. Da. Dar tu trebuie să te specializezi. Să termin cu parizelul. Să termin cu alimentele alea de 2 lei. Înțelegi? Învață de la Nelson. Uită-te și învață-te. Îți mulțumesc, Doamne, pentru mâncarea care mi-a dat-o. Îți mulțumesc, Doamne, pentru forța în dinți pe care mi-o dai să pot să umesc de mâncarea ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru puterea organică care mi-o dai zi de zi de a intra în contact cu publicul. Să învăț lucruri mărunte, dar care în fața ta sunt lucruri mari. Măreță. Îți mulțumesc, Doamne.
Vă rog frumos să vă rugați la Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu vă pune la probă și vă dă ca drept de harană mămăligă cu un boz de mămăligă cu o bucată de ceapă. Chiar dacă Dumnezeu îți dă o barabulă coptă, chiar dacă Dumnezeu îți dă un blid de zamă, tu să-i mulțumești și să-i spui: Dumnezeu, mulțumesc, Doamne, că mi-ai dat putere să mă rog la tine. Înțelegeți? Cu stă treaba! Vă țuc! Să-mi spuneți dacă vreți să vă mai fac clipuleță de genul ăsta. Și urmăriți-l pe coconașul meu, că a plecat într-o expediție frumoasă, cu lebăda lui neagră, cu nicor frumoasă. Să mă sărută eu tăță copii, să mă sărută eu tăță pâță.